Am revenit în platou și dacă tot am început anul, Cătălin, anul 2014, toți ne gândim așa la o schimbare. Cei nemulțumiți de joburile lor aleg să își depună CV-ul în altă parte. Însă toată lumea trebuie să fie atentă, să urmărească joburile care într-adevăr li se potrivesc și în această dimineață a venit alături de noi domnul Cristian Fertea, cu care vom discuta multe amănunte despre interviu, CV, așadar fiți alături de noi. Bună dimineața! Bună dimineața! Bine că ați venit la noi, ne bucurăm foarte tare, mai ales că este un subiect interesant. Sunt foarte multe lucruri la care noi trebuie să avem grijă atunci când, de exemplu, ne prezentăm la un interviu. Sigur, până la interviu trebuie să trecem de etapa CV-ului. Așa este. CV-ul este un prim pas care decide dacă mă duc sau nu mai departe, este o etapă eliminatorie. Atunci aș începe puțin cu pregătirea CV-ului ca să vin la interviu. Sigur, foarte multe lucruri se pot spune despre pregătirea unui CV, despre pregătirea la un interviu, dar astăzi câteva puncte mai importante, zic eu, puncte care de cele mai multe ori ești eliminat, pur și simplu nici nu mai ajungi în etapa interviului. Contează foarte mult postul pentru care candidezi, cât de mult contează, de exemplu, gramatica din CV, pentru că sunt multe CV-uri cu greșeli gramaticale. Sigur, pentru anumite poziții, anumite posturi, poate că nu contează atât de mult, dar sunt poziții pentru care greșelile gramaticale din conținutul din CV te pot costa nici măcar nu mai ești calificat pentru un interviu. Și atunci... Știți ce vreau să vă rog? Să vă audă telespectatorii mai bine, să încerc să vă dau alt microfon. Sigur. De plin de surpriză aici, vedeți cum scoate microfoanele. Însă vreau să vă întreb așa la început, noi mai nou joburile, toate joburile și anunțurile le găsim pe site-uri de specialitate. Nu le dăm nume să nu le facem reclamă, dar toată lumea le știe. Este ok să postăm CV-ul nostru doar acolo, să aplicăm pentru joburi sau să căutăm și detalii despre firmă și să trimitem CV-ul și la firmă direct? Cel mai bine este să postăm peste tot pe unde vedem joburi care ne interesează, pentru că nu se știe niciodată de unde poate să apară șansa noastră. Acum, sigur că postarea, dacă este un anunț direct pe site, nu mai este neapărat nevoie să-l trimitem și la companie. Dacă chiar vrem să luăm legătura cu compania, este pentru a o cunoaște, pentru a ști mai multe amănunte, pentru a cunoaște eventual postul în care o să mă duc colegii, lucruri suplimentare care sunt față de ceea ce este pe internet. Pentru că altfel, sigur, nu strică, dar cel mult compania o să zică, vă rog să depună CV-ul în anunțul de pe site. De ce de pe site? Pentru că de obicei anunțurile care ajung pe site intră printr-un proces, practic. Cineva le scanează cele CV-uri, cineva le triază, cineva programează la interviu și atunci asigur că deja procesul este gata stabilit și pe acolo e drumul, ca să spun așa. Credeți că CV-urile redactate în limba engleză au întâietate sau, mă rog, atrag atenția mai mult a angajatorilor? Depinde de post. Pentru că dacă candidezi într-o companie mare, într-o companie multinațională, sigur că poate să conteze și de fapt contează CV-ul în engleză. Dacă candidezi însă pentru un post la o companie românească în care poate proprietarul nu știe engleză și riști, o să te considere supracalificat, nu înțelege, n-am nevoie, vrea să impresioneze și atunci te poate descalifica. Ideea de bază este de a încerca să corelezi modul în care te prezinți CV-ul cu postul pe care candidezi. Deci, de exemplu, un CV în engleză undeva dă foarte bine, altundeva te poate descalifica. Și atunci e important să încerci să armonizezi ceea ce este în CV, cum te prezinți tu cu postul pentru care candidezi. Vreau să vă întreb de, pentru că acum mai nou la modă sunt aceste firme de recrutare care te programează la un interviu preliminar până să ajungi la firma respectivă pentru care tu aplici la jobul respectiv. Vreau să îmi spuneți puțin dacă sunt de încredere, dacă e ok așa să mergem să dăm un interviu la firma de recrutare. Cu siguranță sunt de încredere, pentru că altfel nu ar fi apelat companiile la aceste firme. Cu siguranță se poate apela la aceste companii și chiar dacă nu sunt chemat sau nu am candidat la un post printr-o firmă de recrutare, sfatul meu este să meargă fiecare chiar și la firmele de recrutare
chiar dacă nu există un post activ în momentul în care tu te duci să candidezi. Eu chiar recomand acest lucru. La legătura cu firmele de recrutare, sunt firme de recrutare foarte bune, foarte serioase, chiar companii multinaționale, dar și companiile românești. Și din momentul în care ești pe radarul lor, să spun așa, ai trecut de câteva etape, ai fost caracterizat, inventariat, sortat, pus într-o bază de date, s-ar putea la un moment dat, peste, eu știu, o lună, două, să apară un post activ. De ce la firmă de recrutare? Pentru că ele au foarte multe posturi active și de multe ori se întâmplă, dacă în baza lor de date există candidații potriviți, posturile să nici nu mai ajungă în piață. Pentru că se rezolvă, se găsește și acasă. Atunci nu mai e nevoie. Da. În casă, in-house, se găsește și atunci nici nu mai ajung în piață posturi. Știți ce vreau să vă întreb apropo de CV-uri? Pentru că odată am înțeles exact, trebuie să aplicăm CV-ul nostru, însă am înțeles că sunt foarte multe detalii la care noi trebuie să avem mare grijă, mai ales cu joburile la care noi am lucrat anterior. Este bine să spunem chiar, ca adevărul spunem oricum, dar chiar toate joburile pe care le-am avut noi, chiar dacă au fost de scurtă sau de lungă durată? Foarte bine ar fi să fie într-adevăr adevărul în CV-uri. Din păcate, experiența arată că nu stau lucrurile chiar așa. Foarte multă lume are tendința fie să exagereze, fie să omită, fie să ascundă anumite lucruri. Oricum ele se descoperă, oricum ele se află mai devreme sau mai târziu. Și atunci recomandarea este de a fi cât mai sincer în CV. Acum, în ceea ce privește numărul de posturi și de poziții, depinde iarăși foarte mult de cât de multă vorbim. Dacă cineva are o istorie de 20 de ani și a avut, nu știu, odată la 2 ani un post și a avut peste 10 poziții cu diferite schimbări, ar fi bine să se rezume la ultimii 3-5 ani de zile, să nu întindă foarte mult. Și foarte important, din nou, să scoată în evidență acele posturi sau acele activități, acele sarcini care să fie în corelație cu postul pentru care candidează. Deci să fie relevant. Dacă candidezi pentru un post, eu știu, de mecanic auto, iau un exemplu, poate că n-are nicio relevanță că tu ai făcut o facultate de medicină, adică ești super calificat, excelent, ai lucrat în posturi de medicină, dar nu este ceea ce se cere pentru acel post. Deci foarte important să fie o corelare între activitățile pe care le-am desfășurat și postul pentru care candidez. Acum, cât de detaliat, în general, ca și recomandare, ar fi bine să ne încadrăm cu CV-ul pe două pagini. Și deci fiecare știe cât poate să se întindă și cât nu, dar vreau să subliniez, nici să nu lăsăm lucruri pe din afară, pentru că dacă, de exemplu, există pauze în CV între ani sau în perioade, atunci sigur că angajatorul să-și pună niște întrebări. De ce există acea pauză? Ce s-a întâmplat în acea perioadă? Mai ascunde ceva? S-a întâmplat ceva? Deci naște suspiciuni dacă las pauze între joburi, între posturi. Cam două pagini, pentru că am văzut și CV-uri de vreo 3, 4, 5 pagini, tot felul de povești acolo, dar sincer nu cred că le citește mai nimeni dintr-o sută de CV-uri, nu cred că stă cineva să citească în detai un CV de 4, 5 pagini. Se pare cam plictisitor totuși. Sigur, acum dacă îi să fie, nu o să te elimine nimeni că ai 4-5 pagini în CV-ul, dar e posibil să nu aibă răbdare și dacă ești un CV bun, mai bun decât acela și mai scurt, mai concret, o să se fie preferat acela. Am vorbit de CV-ul, să ne închipuim că deja gata, CV-ul este făcut, am fost aleși la interviu. Mai nou am observat că sunt interviuri și la telefon, apoi te cheamă face-to-face și așa ajungi încet, încet, după vreo 2-3 interviuri, să vorbești direct cu angajatorul. Cum se procedează? E adevărat că pentru mai toate joburile acum există un interviu preliminar? Sigur, interviul nu înseamnă doar un contact față în față, este un proces. Procesul începe de la trierea CV-urilor, continuă, poate fi cu interviu telefonic, interviu față în față, evaluări, etapa a doua a interviului, uneori etapa a treia a interviului, deci interviul este un proces. Și despre prezentarea la interviu ar fi multe de spus, câteva lucruri foarte importante sunt să te duci pregătit. Asta este un lucru de bază. Să știi despre firma. Să cunoști puțin compania, să știi postul pentru care candidezi. Mi s-a întâmplat și mie de multe ori să întreb candidatul, ok, ce îți dorești de la post,
ce așteptări ai și nici măcar să nu știe pentru ce posta candidat. E așa foarte, pentru angajator, foarte neplăcut și neplăcut în același timp și pentru cel care candidează. Corect. Pentru că în acel moment te descalifici singur. Deci câteva lucruri ar fi bine să știu despre companie, să știu cum aș putea să contribui la cerințele postului care sunt date. De obicei în anunțuri sunt date cerințele postului, sunt date atribuțiunile, caracteristicile persoanei care se caută. Și atunci cât de cât ar fi foarte bine să scot în evidență dacă am acele aturi care să fie în corelație cu cerințele postului. Da? Adică dacă se cere, ești tu, să fii o persoană comunicativă, o persoană interactivă, nu are rost să scot în evidență faptul neapărat că sunt ordonat și disciplinat, pentru că nu e în corelație cu postul respectiv și s-ar putea să nu mă avantajeze. E foarte bine că sunt disciplinat, ordonat, este extraordinar, este excelent. S-ar putea pentru un alt post să fie apreciată calitatea, să fie numărul 1. Dar poate dacă te ești un post de relații cu clienții în care se cere această parte de comunicare, de deschidere, aceea să fie importantă. Și atunci e foarte important să fie o corelație între abilitățile mele pe care le scot în față și cerințele postului. Cum ar trebui să ne îmbrăcăm? Acum auzim peste tot ținută office, la interviuri. Ce apreciază angajatorul în ceea ce privește ținuta? Din nou, aceeași linie, același fir roșu, corelația între post, între cei care fac angajările și ținuta mea. Pentru că dacă, de exemplu, candidez pentru un post pe șantier, e o extremă ca să se înțeleagă mai bine, o ținută la costum pentru un post de maestru pe șantier, nu ești credibil. Adică, na. Forțat. E forțat puțin. La fel cum a candidat pentru un post de, eu știu, de manager sau de conducere sau un post cu greutate într-o companie, să mă duc, eu știu, în pantaloni 3 sferturi, dacă este vară, și în papuci șlapi de plajă, iarăși nu este în regulă. Ești foarte important să există o corelație între post și cum mă îmbrac eu. De cele mai multe ori, dacă nu știu ce se întâmplă acolo, o ținută casual care mă pun undeva la mijloc, nu e nici business, nu e nici la capătul celălalt, este indicată. Sigur, de preferință este ținuta office, ținuta business, când candidăm pentru posturi care oarecum necesită această ținută business. În rest, ținută casual. Dacă pot să aflu, aici un mic truc, dacă pot cumva să aflu cum vor fi îmbrăcați la interviu intervievatorii, să mă îmbrac în același fel, adică nu la fel ca și ei, nu în sensul acesta, dar dacă ei sunt îmbrăcați într-o ținută casual, să mă îmbrac și eu într-o ținută casual. E un truc care recomand tuturor celor care au o întâlnire. Și eu fac acest lucru, mă dau din casă, urmăresc cu cine mă întâlnesc, urmăresc puțin care este linia ținutei acelei persoane. De multe ori sunt situații în care pur și simplu întreb cum se îmbracă, sau de obicei X, și mi se spune, întreb, este la cravată, la costum sau este casual, și mi se spune. Și atunci foarte important să armonizez și această ținută, îmbrăcăminte, cu postul pentru care candidez, ca să mă întorc la postul care candidez, și cu felul, modul în care sunt cei care te intervievează. Sigur, aceste criterii mă ajută, dar ele nu sunt criteriile până la urmă definitorii. Până la urmă contează foarte mult cât de mult există corelația între ceea ce ofer eu și ceea ce se cere de partea cealaltă. Oricât aș încerca eu să impresionez prin CV, prin ținută, prin modul în care vorbesc, dacă nu există acea corelație între ceea ce ofer și ceea ce se cere, atunci destul de greu. Am văzut că sunt niște lucruri interesante și vă spun și de ce. Sunt oameni care sunt foarte bine pregătiți, dar se întâmplă să nu fie mulțumiți de jobul lor actual, să demisioneze și apoi să înceapă căutările pentru un alt job. Și tot așa sunt cei care, într-adevăr, nu sunt mulțumiți, încă stau la jobul pe care îl au în acel moment și încep căutările și interviurile. Care sunt mai apreciați? Cei care sunt, care au un job actual și aplică pentru altul, sau cei care nu au și își caută? Cu siguranță cei care sunt în job. Din poziția de
fără loc de muncă, indiferent motivația pentru care ești fără loc de muncă, că ți-ai dat demisia, că ești în ciomaș, că s-a redus, poziția de fără loc de muncă este mai dezavantajată în fața celui care își caută un loc de muncă din poziția de angajat. Așa arată experiența practică. În plus, dacă îmi dau demisia, ce fac dacă, eu știu, în 6 săptămâni încă nu mi-am găsit jobul pe care îl caut? 6 săptămâni, o lună, 2, 3, deja intru într-o poziție ingrată, sunt de 3 luni fără un loc de muncă și e din ce în ce mai greu să-mi găsesc un loc de muncă. E ca și în sport, cu cât stau mai mult pe margine, cu atât e mai greu pe urmă să revin în teren. Atunci, din punctul acesta de vedere, e mai indicat să-mi caut un loc de muncă înainte de a da demisia. Sigur, acum, dacă ar fi să ne gândim la fair play-ul între relația angajator-angajat, ar fi util să-mi anunț angajatorul că îmi caut un de lucru. Din experiența practică însă am observat că atunci când o persoană decide să plece din companie, de obicei anunță doar după ce și-a rezolvat plecarea. Da. În ultimii ani, datorită dificultăților financiare, economice, criteriile de selectare a candidaților sunt mai stricte pentru ca firmele să-și maximizeze profitul, mă rog, să caute oamenii potriviți. Profitabil. Da. Cu siguranță sunt mai stricte, pentru că dacă ar fi să facem puțin o istorie în 2 minute a 20 de ani, sau până la criza, haideți să luăm momentul până la criza 2007-2008, lucrurile mergeau oarecum de la sine. Nu era nevoie de foarte multă atenție la cât de profitabil, ca să vă citez, sau cât de competență, sau cât de productivi sunt oamenii, pentru că lucrurile mergeau oricum, vânzările mergeau, afacerile creșteau, totul era în regulă. În momentul însă care a apărut criza, sigur că foarte mulți proprietari de afaceri, foarte mulți conducători de companii, la sfârșitul lunii, când trebuiau să dea salariile, au început să facă ceva de genul următor. Da, ok, trebuie să plătesc salariile, sigur, fac la figurat acum gestul. Da. Nu mai găseau bani. Da. Și atunci au stat așa un pic cu mâna, figurat vorbind, repet. Da. Dar tu ce ai făcut luna asta? A început să-și pună întrebări. Și pentru că a început să-și pună întrebări din această cauză, a început să constate că foarte multă lume nu aveau gradul de încărcare necesar, nu erau suficient de competenți, nu erau suficient pentru posturile respective. Nu vreau să fiu înțeles greșit. Fac aici o paranteză. Opinia mea este că nu există om slab sau om nepregătit, există om potrivit la locul potrivit. Sau un om care nu se potrivește într-o companie sau într-un colectiv, foarte bine se potrivește în altă parte. Nu înseamnă că e un om slab sau că nu e un bun. Pur și simplu nu se integrează, nu se potrivește. Și atunci, sigur că criteriile, întorcându-mă la chestia cu buzunarul, criteriile au început să fie mult mai atente, au început să aibă pretenții, angajatorii au început să întrebe, să-și pună întrebări, să pună întrebări, au început să apeleze mai mult la specialiști, să urmărească mai atent procesul, oarecum au fost nevoiți de context. Și atunci, sigur că lucrurile au devenit mult mai stricte, mult mai atenți și așa mai departe. Care sunt domeniile cele mai căutate așa în ultimul timp? Da, sigur, au rămas, în ultimii ani există o tendință, în continuare au rămas zona de IT, în continuare a rămas foarte căutată, zona de vânzări. În general, sunt două extreme, ca să spun așa, fie abilitățile tehnice, fie în partea cealaltă abilitățile de vânzare. Deci sunt două lucruri diferite, două extreme pe care le-am observat. Iar aici, când zic de abilități tehnice, mă refer și la analiști, programatori, specialiști, deci tot ce înseamnă partea de specialiști, și pe partea cealaltă, la extrema cealaltă, partea de vânzări, cu tot ce înseamnă tot lanțul acesta de vânzări, agenți de vânzări, director de vânzări. Deci lucrurile practic care mișcă o companie. Mișcă, dacă ar fi să luăm specialiștii, producția cu, și nu neapărat producția fizică, ca să spun așa, cum Softif produce soft, dar partea de producție și partea cealaltă din capătul lanțului, partea de vânzări. Acestea sunt cele mai căutate. Credeți că această tendință se va menține sau? Cu siguranță, opinia mea personală este cu siguranță se va menține, dintr-un motiv foarte simplu, fără cele două extreme nu au lucrurile cum să evolueze. Sigur că vor fi variații și perioade și pentru alte domenii, cum a fost la un moment dat o cerință foarte, foarte mare în construcții. Da, au fost acum câțiva ani, erau tot ce se lega de construcții, era o cerință foarte mare. Dar a venit criza și... Da, a venit criza, s-a mai redus. Și acum
cerințe pentru specialiști întotdeauna sunt, pentru oameni competenți. Chiar discutam chiar cu soția mea la un moment dat, e un specialist foarte bun și își făcea la un moment dat criză, își făcea la un moment dat probleme din cauza crizei. Și i-am spus în felul următor, zic, dragă Mari, nu trebuie să-ți faci niciun fel de probleme, pentru că indiferent de cum vor fi economiile în piață, cum vor fi economiile de piață, întotdeauna un om competent, un om valoros este căutat, indiferent de context. Și evoluția din ultimii ani a arătat că într-adevăr, deci dacă ești un om competent, dacă ești un om valoros, dacă ești un om care aduce plus valoare pentru o companie, nu trebuie să-ți faci probleme pentru loc de muncă. Chiar dacă, hai să spunem, întâmplător se întâmplă ca compania la care lucrezi la un moment dat să se închidă, să dea faliment, oamenii valoroși nu stau foarte mult timp în piață fără un loc de muncă. Imediat sunt absorbiți, dacă sunt foarte valoroși, foarte competenți, imediat sunt absorbiți de către piață, pentru că toate companiile caută în continuare oameni competenți și valoroși. Noi vă mulțumim foarte mult, timpul a trecut atât de repede, însă ce este important este că am învățat foarte multe lucruri, atât noi cât și telespectatorii noștri. Mulțumim pentru toate informațiile. Mulțumim și eu, vă doresc o zi bună tuturor. Asemenea și vă așteptăm și cu altă ocazie. Ioana, mergem mai departe.